Nu știu dacă eu cunosc tocmai mai multe despre turism, dar am o curiozitate imensă și vreau să discutăm despre drepturile noastre în calitate de cetățeni turiști. Alături de mine este avocatul Marin Jalbă. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, îmi rog să-ți îndrăvitați! Toată lumea așteaptă vacanța, probabil, dar e mai mult decât o aventură, e mai mult decât posibilitatea de a uita de probleme, de serviciu. Trebuie să înțelegem că drepturile noastre sunt respectate și peste hotarele țării. Așadar, care ar fi drepturile mele în calitate de cetățean al Republicii Moldova în momentul în care merg la odihnă peste hotare? Să pornim de la gândul și ideea că mergem să ne distrăm și să ne relaxăm, să ne degajăm de toate perioada anului care deja am muncit-o, dar și în această aventură cumva suntem garantați cu aceleași drepturi care le au cetățenii din statele în care mergem. În mare parte, consider eu, de aceea urmează toate drepturile care le cunoaștem pe teritoriul noastre, cumva ar trebui să le înțelegem că le avem și pe teritoriul autostat, cu mici excepții, dacă vorbim de diferențe foarte radicale din ca și religie în statele musulmane. În rest, avem aceleași drepturi în mare legătură. Eu aș vorbi mai mult despre posibilitatea accesării acestor drepturi, deoarece nu o să stăm să enumerăm toate drepturile pe care toți, în mare parte, le cunoaștem. Și aici aș vrea să atrag atenția și dumneavoastră și telespectatorilor că drepturile noastre ar trebui cumva valorificate prin prisma a două modalități sau aspecte atunci când mergem pe hotare. Dacă mergem pe hotare în vacanță în baza unui pachet turistic deja procurat de pe teritoriul Țării Republicii Moldova sau mergem cumva pe cont propriu cu familia ca și turiști independenți și peste hotarele țării. Sunt două diferențe foarte importante. Respectiv, dacă procurăm un pachet turistic pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să atragem atenție că în mare parte drepturile noastre sunt reglementate în acel pachet turistic și aș recomanda cetățenilor și locuitorilor Republicii Moldova care merg să preia toate contactele companiei de turism. Ori, revendicarea acestor drepturi se va face prin intermediul companiei de turism locale, adică din Republica Moldova și nu în mare parte și nu pe teritoriul țării unde am ajuns. Ori, contractul pe care noi îl semnăm înțelegem teritoriul Republicii Moldova și obligația care s-o asume să respecte toate aceste drepturi este compania locală. Deja compania locală, fiind asemenea unui mandatar sau intermediar, semnează contractele cu compania Avia, cu hotelurile, cu restaurantele, acolo unde noi mergem să ne odihnim. De aceea recomand ca să avem la îndemână, chiar nu doar am semnat contractul și așteptăm vacanța, dar să avem măcar careva date de contact a companiei locale. Aceste situații în cazul în care cumpărăm sau procurăm un pachet turistic Republica Moldova și alt ar fi puțin diferit atunci când merge pe cont propriu. Dacă îmi permiteți în câteva cuvinte, în cazul în care merge pe cont propriu, desigur noi deja independent rezervăm acel hotel, acel restaurant peste hotarele țării și respectiv drepturile noastre vor fi valorificate direct acolo sau de la contractorul, de la persoana care achiziționăm aceste servicii teritoriul țării care avem mergem. Un raport direct cu ei. Exact. Exact. De aceea drepturile, avem aceleași drepturi, în mare parte pe lângă drepturile care, în cazul în care cumva ni s-ar încălca aceste drepturi, iarăși depinde pe cum am achiziționat aceste servicii, dacă pe anumite platforme internaționale cum sunt Booking, Airbnb sau direct la hotel, putem să facem o sesizare sau o reclamare pe aceste platforme, deoarece companiile sau obiectele de turism străine au o legătură foarte bună și un contract foarte rigid cu platformele internaționale, de aceea ei în mare parte le respecte. În cazul în care le-am rezervat direct, desigur încercăm să revendicăm aceste drepturi de la compania sau de la instituția de turism locală. Trebuie să reamintim cetățenilor noștri că pe aproape teritoriile oricărui stat european și alte teritorii, Republica Moldova are reprezentanțe sub formă de ambasade sau consulat, care, desigur, în cazul în care nu reușim sau avem o problemă cu revendicarea unor drepturi mult mai grave, putem apela și recomandăm apelarea la consulatele sau la ambasadele Republicii Moldova peste hotarele țării. De asemenea, deja pe lângă consulatele Republicii Moldova, care avem specialiști care cunosc atât limba română cât și limba locală, sunt și instituțiile instituții locale, ca și cum ar fi poliția, de protecție a consumatorilor și așa mai departe, care la fel s-ar putea de apelat fără nicio ezitare. Dar nu ezităm să contactăm reprezentanții Republicii Moldova pe hotarele țării. Eu vreau să discutăm ceva mai mult despre importanța
comunicării cu agenția de turism. Din păcate, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți moldoveni susțin că condițiile contractuale nu sunt tocmai respectate. Se încheie un acord pentru o cazare într-un hotel de 5 stele, de exemplu, și când ajungem acolo, ne confruntăm cu o realitate dură. Condițiile nu sunt deloc cele expuse în portofoliul agenției, de exemplu. Care ar fi pașii pe care trebuie să îi facem pentru a ne asigura schimbările necesare și mai ales să fie asta făcută în termen rapid? Exact. Cum am început discuția, să avem în primul și în primul rând contactele companiei așa locale, adică și opțiunea managerului, care ne-a, dacă să spunem, a avut grijă atunci când am procurat pachetul și ne-a consultat pentru toate setul de servicii, vorbim transport, cazare, etc. Desigur, în cazul în care nu avem aceleași condiții care le-am fi așteptat sau care le-am așteptat la semnarea contractului, urmează să informăm acest aspect, această schimbare sau, dacă să se spune, neconcordanță, atât hotelului sau companiilor locale, cât și imediat managerul local. Pentru că ei sunt acei care trebuie să facă modificarea, nu cei din țara în care noi mergem. Cei din țara în care noi mergem sau ajungem, cumva ei ne prezintă sau ne acordă ceea ce au semnat cu Republica Moldova. De aceea nu cred că putem pune în vină sau în sarcina țării gazde această neconcordanță, dar urmează a o solicita în termen cât mai rapid reprezentantul Republicii Moldova și asta poate fi făcută prin intermediul telefonului. Desigur, este dorit, dacă această situație nu se remediază în termen foarte scurt, să fie totuși expediat cel puțin un e-mail și chiar și SMS-uri, pentru ca la revenirea în țară, totuși în cazul în care nu se soluționează această problemă, pentru că nu putem aștepta turistul cumva psihotare, nu vă poate aștepta mai mult decât câteva zile, vacanța însă își durează în medie de la 7 la 10-12 zile, respectiv să avem careva probe care ar demonstra lipsa de acțiune și neglijența companiei locale, pentru că la revenirea în țară să putem măcar solicita revendicarea acestor costuri, extra costuri, dacă am mers la alt hotel și nu ne-a plăcut cel care l-am primit, sau eventual să solicităm o despăgubire pentru condițiile care nu corespund contractului. Acest aspect doar se face prin intermediul telefonului și e-mail-ului, altă soluție nu avem. Există un contract, dar nu putem să ne revenim în țară, să rezolvăm problema și apoi iar să mergem în vacanță. Pe mine mă interesează foarte mult. Uite, din experiența ta, la ce finalitate ajungem în astfel de spețe? Au de câștigat agențiile sau totuși oamenii? Iarăși, dacă vorbim de o finalitate, dacă mergem în instanță de judecată, în mare parte considerăm că vor câștiga oamenii, dar este o chestie pe termen lung, pe termen scump, pe termen scurt, desigur, cumva, probabil, agențiile, dacă pot spune, adică pe moment, pentru că au oferit un nivel mai scăzut de confort turiștilor. Dar nu asta așteaptă turiștii, nu așteaptă procese de judecată, litigii de un an zile, așteaptă o vacanță frumoasă și bună de 7-12 zile. Aș spune că, din practică, într-adevăr, turiștii au câștig de cauză dacă demonstrează și au și proba că, care au fost condițiile care, și în comparație cu cele așteptate. Trebuie să fie documentat acest și caz. Faptul că au solicitat companiei. Dar, din practică, deja se atestă că cumva companiile încearcă să respecte aceste angajamente. Anterior erau mult mai multe litigii pe acest segment. Cumva companiile au înțeles că pe termen, poate pe termen scurt ar câștiga careva, adică au semnat un contract și au luat 1000 de euro, dar au oferit servicii de 700 de euro, dar pe termen lung totuși reputația contează foarte exact, mult. Și cum ați spus și noastră, moldovenii sunt și deja mai deștepți, mai sinistrători și încearcă să evite aceste companii de turism care cumva nu ar respecta angajamentele contractuale și merg pe cont propriu. De aceea companiile deja acum se ateste o rată scăzută a plângerilor față de companiile de turism, cel puțin din practica, din practica noastră. Ei respectă. Spune-mi, te rog frumos, în momentul în care mă confrunt cu o situație neplăcută, am ajuns la un hotel care nu corespunde așteptărilor mele, pot solicita returnarea banilor și să anunț agenția de turism, eu reziliez contractul, nu sunt mulțumită de serviciile voastre, contractul poate fi reziliat la distanță, îmi pot primi banii înapoi și să-mi schimb itinerarul vacanței.
Iarăși vorbim de, și reamintesc că contractul este cumva înțelegerea părților și o înțelegere care a avut loc a priori în Republica Moldova înainte de a merge în vacanță. Iarăși depinde de toate condițiile contractuale. Dacă în contractul prevede asemenea situație, cumva ar fi posibil. În cazul în care contractul nu prevede asemenea situație sau contractul menționează că părțile în cazul unor neînțelegeri urmează să se informeze reciproc sau prestatorul de servicii, compania de turism urmează să ofere alte alternative, ar fi cam complicat să solicite rezoluția contractului pe motiv că nu mi-ar fi plăcut acest hotel. Desigur, este un drept al persoanei, dar de aceea și există aceste contracte, pentru că acest caz ar fi, ne-am trezit într-un haos juridic unde fiecare, probabil mulți turiști ar ajunge, nu le-ar fi plăcut, nu condițiile în general, micul dejun sau cum arată acest pahar de apă. Nu este ok, mulțumesc. Și respectiv ar solicita toți rezoluția contractelor în mod verbal sau prin e-mail și cumva returnarea banilor. Atunci ar fi și o problemă că ar trebui de stabilit care sume se returnează, cumva contractul a fost executat parțial sau transportul, preluarea până la hotel a fost executată și ar fi o problemă mare. În cazul în care, într-adevăr, condițiile sunt mult sub nivelul așteptării, încurajăm persoanele să informeze și respectiv dacă totuși nu pot să se afle în acest hotel sau să beneficieze de aceste servicii, chiar și cele de transport, atunci într-adevăr să solicite rezoluția contractului, să încerce să solicite banii, dar nu va primi acești bani din practică, cum îi spunem exact, în termen de o zi, două sau trei. Respectiv, ar trebui să aibă o rezervă de resurse financiare ca să-și poată să-și continue vacanța și la revenirea în țară și iarăși să-și returneze aceste bani. De aceea trebuie să avem un tablou foarte clar atunci când mergem în vacanță, să avem o comunicare bună cu managerul de turism și să avem mereu un contact și să avem aceleași măcar poze care să demonstreze într-adevăr calitatea serviciilor. Pentru că cineva ar încerca să profite. Probabil că calitatea ar fi ok, dar ar veni să revendice anumite... Exact, trebuie să documentăm. Revenim la aceleași probe elementare. Toată lumea face poze în vacanță. De ce n-am face poze exact. Și la condițiile care nu ne satisfac? De ce te întrebam de contract? Pentru că vreau să reamintim celor de acasă. În momentul în care vreți să contractați o agenție de turism, citiți foarte atent acele contracte, ele sunt tipizate, dar aveți dreptul să-l consultați, aveți dreptul să solicitați anumite modificări pe alocuri în momentul în care nu sunteți de acord cu ele. Mari, mulțumesc, dar aș vrea doar să specific și un punct important ce ține de asigurarea medicală. Așa. Cumva, în pachetele turistice acestea sunt introduse sau implicite, adică au loc, compania de turism obligă persoanele sau sunt incluse în prețul care de achiziționare. Doar vrem să recomandăm, pentru că aici cumva toți trec cu vederea, toți consideră că vacanța este doar de partea bună aceste perioade. Totuși, noi încurajăm persoanele care merg pe cont propriu să semneze un contract de asigurare medicală a sa și a familiei sale. Nu este un cost prea mare. Din analiza care a făcut-o superficială pe piață, este cumva în jur de 200-300 de lei per persoană. Dar foarte rar, dar acestea putea să ajute. Avem cazuri foarte tragice sau cazuri complicate, unde persoanele probabil odată din 10 ani când a mers în vacanță a fost necesitatea să apeleze la aceste și a fost despăgubit cu sume de 10.000 de euro psihotarele țării. Psihotarele țării, orice tratament este contracost și este foarte, foarte scump. De aceea să atragem atenția și la acest aspect, la asigurările medicale. Chiar astăzi am discutat cu reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe despre importanța acestor asigurări medicale, mai ales că suntem în perioadă caniculară, avem incendii de vegetație în mai multe țări europene, așa că maximă grijă. Mulțumesc tare frumos, te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim tare frumos!